stimați părinți, stimați colegi, dragi elevi, vă urez un an bun plin de împliniri, cel puțin la fel ca anul precedent pentru cei care sunteți deja absolvenți al unei clase de la noi. Felicitări tuturor absolvenților din anul precedent și cei de clasa 12-a pentru rezultatele la bacalaureat. Am avut 100% promovabilitate. De asemenea, felicitări elevilor de clasa 8-a de anul trecut, unde am avut rezultate deosebite. Ne situăm din nou și la clasa 12 și la clasa 8-a pe locul întâi, ceea ce a devenit un obicei și sper să rămână un obicei pentru Grânceanu în continuare, pentru mulți ani de aici încolo. N-are sens, cred că știți cu toții ce rezultate am avut. Ne-am văzut cu toții la Grânceanu Fest. Foarte, foarte multe rezultate la concursurile și olimpiadele școlare. Foarte, foarte multe rezultate la activitățile pe care le-ați depus, de gen voluntariat, după cum știți, și bursuri la primărie și toate celelalte. Îmi cer scuze dacă uiți să specific una sau mai multe activități pe care le-ați avut voi în anii precedenți. Un element de noutate pentru anul ăsta la anunț, pentru că va fi o triere destul de interesantă, dar se adresează tuturor nivelilor. Vom porni în acest an un cerc de robotică, un club de robotică, vom participa la concursuri, așa că aștept să vă înscrieți pentru amatorii de invenții de acest gen, pentru că vom da drumul cât mai repede cu putință. Acum, pentru a continua această deschidere, am să rog pe doamna Carmen Ciotan, reprezentant al instituției prefectului, să vă adreseze câteva cuvinte. Într-o zi care a însemnat pentru noi toți cei mari și cei de astăzi, un moment deosebit, pentru că școala este o inginerie a civilizației și pentru că știm cu toții că de aici pleacă viitorul unei nații. În numele prefectului județului Bacău, Ioan Ghica, sunt astăzi aici să vă transmit un mesaj de felicitări pentru prezentarea anterior, care confirmă munca dumneavoastră, calitatea dumneavoastră ca și dascăl și a elevilor pentru munca pe care o desfășoară și pentru interesul acordat învățământului. Vă doresc să aveți un an cu multe realizări, cu foarte multe bucurii în cele din urmă la finalul anului, deși știm cu toții că drumul până la finalul este cel în care învățăm de asemenea foarte multe. Să aveți putere, să aveți încredere, să aveți mult spor și, dragi elevi, vă doresc să intrați în toate competițiile, pentru că în afara țării au fost elevii noștri reprezentanți în toate concursurile și de pe băncile școlilor noastre au plecat olimpici naționali și internaționali. Felicitări dumneavoastră, felicitări tuturor, să dea Dumnezeu să aveți un an cu multe, multe realizări și multe bucurii. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Și acum să invit în față o elevă de nota 10 pe tot parcursul acestui colegiu, inclusiv la bacalaureat. Rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, matematică și chimie, Raluca Dărăuță. Visurile voastre și veți rămâne cu amintiri frumoase. Sper să vă faceți mulți prieteni și să aveți parte de experiențe deosebite. Încă o dată, succes în unul în școlar. Mulțumim, Raluca! Acum, dintre absolvenții de clasa 8-a de la noi, o elevă de 10 la admitere și dintre cei care au fost prime pe
puterea în întreg județul, o chemăm pe Ioana Elenis Patache. Domnule director, domnilor profesori, dragi colegi, stimați invitați, vă mulțumesc în primul rând pentru ocazia de a fi aici, în fața dumneavoastră. Este, pentru mine, un moment important al unui nou început. Este, în același timp, un moment de bilanț al eforturilor depuse împreună cu colegii și profesorii din gimnaziu, unde, francen fiind, am căutat să demonstrăm că ne merităm locul în rândul elitelor la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu și tind să cred că rezultatele clasei 8-a la examenul de capacitate au demonstrat că eforturile noastre nu au fost în zadar. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, îi felicit pe cei care au ales să devină princeni și vă doresc mult succes. Sper că și în anii de liceu vom reuși împreună, elevi, profesori și părinți, să rămânem aceeași echipă care a demonstrat în nenumărate rânduri că își merită locul în rândul elitelor învățământului Băcovan și Național. Sunt mândră că am rămas elevă a acestui colegiu și sper că peste 4 ani să pot spune cu satisfacție, ca și astăzi, că nimic nu e mai frumos și mai înălțător decât căutarea excelenței, prieteniei, bunului simț, de fapt, al unei lumi mai bune, care să devină lumea noastră, lumea generației tinere. Vă doresc succes și fie ca toate căutările voastre să devină un drum frumos și plin de satisfacție. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Și acum, din partea Consiliului Elevilor, Maria Marcheș. Dragii mei, sper că sunteți cu toții pregătiți pentru noul an școlar și sunteți conștienți de provocările pe care le veți întâlni pe parcursul anului școlar. Doresc ca împreună, elevi și profesori, să reușim și în acest an să menținem Colegiul Vrânceanu acolo unde deja ne-am obișnuit să fim, adică în Universul Excelenței. Sper ca energia pe care Spiritul Vrânceanu o emană să vă ducă către alegeri înțelepte și să reușiți ușor să ajungeți acolo unde v-ați propus. Vreau să vă urez mult succes și suficientă putere și energie pentru a transforma și acest an într-un an excelent. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Maria!